astăzi. În această ediție vom vorbi despre manifestarea dorințelor și vă vom prezenta niște tehnici și exerciții inedite, dar extrem de simple, pe care le puteți aplica în fiecare zi pentru a atrage în viața voastră tot ceea ce vă doriți, sănătate, fericire, prosperitate și așa mai departe. Și am alături de mine un maestru în arta manifestării, coach, specialist în metafizica chineză, terapeut, scriitor, Risvan Vlad Rusu. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua și îmi face deosebită plăcere să fiu aici. Acum a picat fulgul de nea, așa cum spunea Lao Tzu, ca să fie momentul cel mai potrivit și sper să oferim tot ceea ce e mai bun pentru toți telespectatorii. Exact, pentru că noi ne străduim de multă vreme să ne întâlnim și iată că a venit momentul conform legii ritmului, da. Nu? Da, niciun fulg de nea nu pică unde nu trebuie. Fiecare lucru se întâmplă la momentul potrivit. Sunteți expert în arta manifestării, v-am citit cărțile, v-am urmărit interviurile. De unde începem? Întotdeauna începem de la intenție, începem de la a manifesta înăuntrul nostru ceea ce vrem în exteriorul nostru. Pentru că universul tinde să fie exprimat întotdeauna într-o balanță, într-un echilibru deosebit între interior și exterior. În momentul în care avem dezechilibre interior-exterior, atunci apar micile greutăți în manifestare. Însă, doar o clipă, dacă înăuntru meu știu exact ceea ce vreau și am imaginea clară a ceea ce vreau, atunci universul o să conspire și o să se întâmple exact ceea ce îmi doresc. Vor spune mulți telespectatori, dar eu știu în interiorul meu ce vreau și nu aduc în realitatea mea dorința respectivă. Nu e așa. Există o confuzie foarte clară între a ști și a crede că știi. Sigur că toți vrem, așa pot să fac o predicție uimitoare, da? Nu e așa că vrem bani, nu e așa că vrem sănătate, nu e așa că vrem fericire, nu e așa că vrem iubire. Toți vrem chestiile astea, da? Dar nu. Vorbesc de a ști precis ceea ce vreau. Uite, de exemplu, dacă plec dimineața de acasă cu mașina, eu vreau ca să nu prind roșu la semafor. Mie nu-mi place să stau degeaba, da? Sunt de obicei un grăbit. Sau, dacă ajung, iată cum am ajuns și la dumneavoastră aici, îmi place să știu că am găsit locul de parcare exact acolo unde trebuie, fără să trebuiască să caut. Și atunci, intenția mea este prind numai verde la semafor și găsesc loc de parcare fără să caut. Deci în fiecare, înainte de fiecare acțiune trebuie să ne punem o intenție clară, să nu fie ambiguă. Clar. Uite, de exemplu, un truc pe care cred că e prima, de fapt e sigur prima oară când îl spun la TV, e un truc genial pe care l-am învățat de la un regretat duhovnic pe care l-am cunoscut acum mulți ani și spunea așa, psaltirea e o carte sfântă, psalmii sunt mai puternici decât molitvele și printre ei ascunse sunt secretele întregului univers. Unul dintre psalmi conține secretul ordinii minții și acesta e psalmul 101. Atunci când nu știi ceea ce vrei și atunci când nu poți să-ți pui ordine în minte, citește psalmul 101. Și duhovnicul meu mă sfătuia, zice, domne, măcar 3 săptămâni, acel faimos 21 de zile, în fiecare zi de dimineață sau înainte să pleci de acasă, citește psalmul 101. O să observe toți telespectatorii o diferență extraordinară în bine, în modul în care își organizează intențiile și gândurile. Pentru că de la general noi trebuie să mergem spre particular, de la vreau bani, ok. Ce înseamnă asta? Câți bani vrei? Când vrei? De unde vrei? Da? Deci sunt foarte multe particularități care sunt necesare și care trebuie știute, astfel încât universul să știe ce să ne dea. E ca și cum tu comanzi ceva pe internet, dar nu știi ce ai comandat. Comand o chitară. Păi, ok, ce chitară? Acustică, electrică, clasică, bas, de care? Știi? Universul trebuie să știe de toate. Deci primul pas, intenția foarte clară. Absolut, foarte clară. Și fiecare celulă trebuie să aibă intenția respectivă. Și vreau să vă dau un exercițiu practic și promit că tot ce dau la voi să fie în premieră. Așa, și practic. Da. Practic, în momentul, secretul, micul secret, ca să-ți iasă orice vrei, imaginează-ți pentru o clipă că fiecare celulă din corpul tău are intenția respectivă. Este un exercițiu de imaginație metaforic prin care ne imaginăm miliardimea de celule din corpul nostru ca și cum fiecare ar avea și are, de fapt, inteligență proprie. Și vizualizăm cum fiecare celulă efectiv explodează în acea intenție.
Și în momentul respectiv, credeți-mă, deși noi nu percepem în mod clar, întregul univers se cutremură și face în așa fel încât cărarea spre dorința noastră să fie așternută perfect. De-aia se spune să-ți dorești ceva cu toată ființa ta. Cu toată ființa. Până și ficatul trebuie să-și dorească. Că uite, de exemplu, e un lucru foarte interesant. În momentul în care vrem, de exemplu, un job nou sau vrem o funcție mai mare sau vrem să fim promovați la job, energia asta e energie de tip lemn, energie de tip evolutivă. Energia asta evolutivă de tip lemn este corespunzătoare ficatului și vezicii biliare conform medicinei tradiționale chineze. În momentul în care eu îmi doresc cu toată ființa mea, eu chiar trebuie să-mi doresc, în special cu zona ficatului și a vezicii biliare. Și atunci la chinezi, de fapt la taoiști, se practică această vizualizare extraordinar de interesantă prin care tot ficatul meu și vezica mea biliară, ca și cum e o inteligență supremă, emite această intenție în univers. Și atunci fiecare tip de dorință corespunde unui tip de organ. De exemplu, dorințele care țin de amor și de iubire și de statornicie țin de inimă, dar și de intestinul subțire, pentru că amândouă corespund elementului foc. Toate dorințele care țin de bani, de exemplu, care țin de element de pământ și stabilitate, țin de spină și stomac. Foarte important acest lucru. Toate lucrurile care țin de sănătate, dar și de partea de evoluție în job, țin de lemn și atunci ne gândim la ficat și vezică biliară. Și tot ce ține de călătorii, de succes, de fericire, de partii, de emoții, de ieșire din depresie și așa mai departe, țin de element apă și aici vorbim, bineînțeles, de rinichi și de vezică urinară. Și atunci nu trebuie uitate sub nicio formă aceste organe. Și când eu îmi pun intenția, vreau să găsesc verdena la semafor, este un flux călătoresc, deci este element apă și atenția mea este focalizată în rinichi. Și atunci ăsta e primul truc. Intenția trebuie să fie doar mentală sau o putem scrie și pe hârtie? Are putere de manifestare mai mare? Și acolo există două tipuri de lucruri pe care le pot vrea. Pot să-mi doresc lucruri care sunt foarte rapide, pur și simplu, da? Gen, vreau verde la semafor, vreau un loc de parcare. Pentru asta nu trebuie să fac nici ritualuri, nici mătănii, nimic, este suficient gândul. Dar dacă îmi doresc lucruri care sunt pe termen lung sau lucruri care sunt de anvergură, în așa măsură încât ele sunt deja scheme mentale care conțin mai multe lucruri, atunci doar puterea minții, la început cel puțin, s-ar putea să nu fie suficientă. Și atunci mergem pe ceea ce se cheamă proiecte. Iar dacă îmi permiți, o să vă învăț un tip de proiect extraordinar de simplu, dar foarte eficient, care și are origine în bioenergetica rusă și pe care l-am învățat acum mulți, mulți ani și vreau să spun că nu a dat greș niciodată până acum. Pur și simplu, luați o foaie de hârtie, da, A4, de care vreți voi, și desenați pe foaia de hârtie un triunghi, da, cu vârful în sus. Vârful în sus, exact, în centrul foi. În dreptul vârfului superior al triunghiului, notați exact ceea ce vă doriți, folosind o formulare afirmativă, fără niciun fel de negații și deosebit de important la timpul prezent. Îmi doresc o casă. Am o casă. Am o casă. Am. Deja e îndeplinit, deci așa o trec. E ca în duhovnicia patericească, ei spun așa, mulțumește ca și cum deja Dumnezeu ți-a dat și te-ai bucurat de ceea ce ai primit de la Sfântul Duh. Da? Le spune deci, și Iisus. Am, exact, am deja o casă. Da? Deci sus îmi pun ceea ce vreau. Cum mă uit eu la foaie în colțul din stânga jos, da, pun lucrurile adiacente acelei dorințe sau bucuriile oamenilor, da? Faptul că eu am o casă, cine s-ar mai bucura? Prietenii mei, familia mea, cățelul meu și așa mai departe. Și spun acolo, toată lumea se bucură extraordinar de mult pentru faptul că eu am o casă. E foarte important să trecem asta pentru că pur și simplu angrenăm și energia altor persoane și entități dincolo de doar energia noastră. Iar în colțul din dreapta jos al triunghiului punem acolo cum s-ar exprima bucuria noastră datorită. Ce iese din faptul că eu am o casă nouă? Iată, pot să plantez floricele, pot să-mi pun un leagăn în curte, pot să-mi pun o piscină, bla, 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 toate cele care pot fi, da? Iar în centrul acelui triunghi, în interiorul acelui triunghi, asta este toată schema posibilă și imposibilă, de iată, de exemplu, practicanții Reiki pot trece simbolul Reiki, dacă doresc, dar eu de obicei recomand să se pună efectiv o imagine, un desen, o schiță, o poză, un decupaj dintr-o revistă care să reprezinte cât mai corect dorința pe care noi o avem.
Deci decupăm din revistă o casă putem și o punem acolo. Putem să decupăm o căsuță și o punem acolo. Acum, șmecheria e în felul următor. Puteți să continuați în unul din două moduri. Eu vi le dau pe amândouă. Unul e mai șmecher, unul e mai puțin șmecher. Da? Modul cel mai puțin șmecher este în felul următor. În fiecare zi, da? De trei ori pe zi, să spunem așa, o dată pe zi e bine, de două ori pe zi e foarte bine, de trei ori pe zi este excelent. Da? Ideal de trei ori pe zi, luăm hârtiuța respectivă, o parcurgem cu privirea, citim tot ceea ce a scris acolo, da? Și ne imaginăm cum din întreaga noastră ființă, raze de lumină de toate nuanțele, ca un curcubeu, sunt emise de jur împrejur, astfel încât universul să poată să conspire la dorință. Cât trebuie să dureze acest proces? Câteva minute? Un minut, două, maxim. Da, n-are sens să stăm, să stăm prea mult, pentru că după aia nu mai e manifestare. Riscul după aia, dacă e să intrăm în detalii, este să dăm din energia noastră. Și nu ne interesează să ne drenăm noi energetic, ne interesează să facem ca universul să participe cu energia lui infinită la povestea asta. Deci de trei ori pe zi luăm bilețelul, citim. Eu vă spun așa și chiar mi-ar plăcea niște feedback, cu siguranță o să primiți de la telespectatori. Cam în maxim 21 de zile, în funcție de, sigur, amploarea dorinței respective, se poate îndeplini sau se pot demara cele mai interesante. Să lămurim și aceste 21 de zile, pentru că vedem în toate tehnicile, în toate cărțile, între 21 de zile și 40 de zile trebuie să repeți anumite tehnici. A pornit, e veche de vreo 6.000 de ani, însă a fost reiterată și a devenit mainstream, ca să spun așa, odată cu experimentul lui Pavlov, care Pavlov, după câte știți, a chinuit niște cățeluși, aprinzând și stingând lumina și descoperind noțiunea de reflex condiționat. Și Pavlov a postulat faptul că durează în medie 21 de zile pentru a se crea un reflex condiționat în rasa animală, mamifere, câini. Cum și noi suntem până la urmă un mamifer, tot cam 21 de zile durează să se restructureze cărările neurale. Dar originea lui 21 de zile e mult mai veche. Este din Egiptul Antic, unde se credea că 21 de zile reprezintă un ciclu în care Ra parcurgea cerul folosind bărcuța lui minunată și de fapt la 21 de zile întotdeauna avem cicluri astronomice directe, conjuncții mai precis în astrologie sau opoziții. Da? Și atunci 21 de zile este acea perioadă între două schimbări majore pentru noi. 21 de zile, culmea, durează regenerarea celulară la nivel epitelial, 21 de zile durează recrearea rețelelor neurale în cortexul nostru prefrontal. 21 ăsta e un număr extraordinar care apare de atât de multe ori încât ne fascinează. Acum, sigur că telespectatorii pot observa că începe să se îndeplinească dorința lor ceva mai repede de 21 de zile, dar nu trebuie să oprească exercițiul. Da, minim 21. Și acum să le dau, pentru că sigur așteaptă partea mai șmechere. Partea așa, mai șmechere mai presupune să aveți trei cristăluțe. Da? Mie îmi plac și sper că vă plac orice și vouă, cristal. Orice fel de cristal. Idealul pe care eu îl recomand... Malachit. Malachitul, dacă vrem bănuți. Da? Dacă vrem orice și nu știm exact ce se asociază, cuarțul transparent clasic este o alegere extraordinară. Și cristalele astea, care chiar nu sunt scumpe, trebuie să aibă un vârf, da? Și se pun în vârfurile triunghiului, da, înspre exterior sau, mă rog, dinspre exterior spre centrul triunghiului, astfel încât vârfurile cristalelor practic să se intersecteze virtual în centrul respectiv. O mini grilă de cristale. O mini grilă de cristale. Numai că acum exercițiul se modifică un picuț în fiecare zi, o dată, de ori sau de trei ori pe zi. Ne imaginăm că energizăm cristalele respective, le umplem de lumină, le umplem de culoare, le umplem de strălucire și acea strălucire dă viață scopului pe care noi l-am trecut. Practic, cristalele amplifică acea energie. Extraordinar de mult. Cristalele au mai multe roluri, patru sunt fundamentale. În primul rând, ele captează energia și din pricina asta noi le folosim pentru a trimite în ele și nu spre proiect. Doi, la mână, o stochează, rămâne acolo, știu că nu pleacă, o amplifică și o transmite. Iar amplificarea, în funcție de tipul de cristal și de puritatea lui, poate să fie și de mii și zeci de mii de ori. După intenție, care este următorul pas? După intenție, următorul pas este credința. Este foarte important să crezi cu toată ființa ta că ceea ce ai intenționat sau prin tehnicile pe care le-ai aplicat există și un rezultat. Pentru că, iată, dacă vă pun, dragi telespectatori, acum să țipați în toți rărunchii înăuntru vostru, până mâine dimineață câștig 1.000.000 de euro, o să vedeți că e acel
Îndoială. N-am de unde. E ceva înăuntru nostru, știi? Este partea rațională, dacă vrei, de emisferă stângă, care spune, cam am de unde să fac eu 1 milion de euro până mâine dimineață. Nu se poate. Ei, povestea asta cu nu se poate, acest mic străjer interior care ne păzește din calea infinitului de care suntem capabili, trebuie să dispară. Da. Bine, dar și dorințele trebuie să fie cât de cât realizabile. Sigur, da. sigur că da, absolut, în limita posibilului. Însă, vedeți dumneavoastră, sunt mulți oameni care și pentru dorințe mici au acest străjer care face nasuri. De exemplu, iată, am o prietenă bună pe care când am învățat-o prima oară cu semaforul, a zis, e imposibil.